Conopida este considerată și un bun aliment anticancerigen și detoxifiant al organismului. Este o legumă ideală pentru cei care vor să slăbească deoarece nu are multe calorii și grăsimi. 100 de grame de conopida are 25 de kilocalorii. Cea fiartă are 75 kilocalorii. Nu are grăsimi, are 5300 de carbohidrați. Proteine 2 grame. De reținut este și faptul că, tot la 100 grame, conopidă, găsim retinol, acid ascorbic 46.400 mg, niacina 0,0500 mg, potasiu 303 mg fosfor 44 mg și sodiu 30 mg. Consumul acestei legume de cel puțin 3 ori pe săptămână previne anemia și reglează tensiunea arterială. Conopida și proprietățile sale conține enzime, proteine și vitamine, toate bune pentru a fi folosită în favoarea unui organism sănătos. Conopida are 21 de calorii, vitaminele C. A, B1, B6, B2, fosfor, zinc, calciu, magneziu, fier, mangan, caroten, cupru, nu are colesterol nu conține amidon și poate fi consumată în curele de slăbire, uz intern. Printre proprietățile importante ale conopidei se numără prevenirea bolilor de inimă, atacului cerebral, detoxifierea organismului, bun anticancerigen, antireumatic, energizant natural, analgezic antianemic, oftalmologic. Scade nivelul colesterolului și sprijină sistemul imunitar, datorită conținutului de fosfor. Conopida are un efect benefic asupra dentiției. Conopida poate fi folosită gătită sau murată. Dacă nu s-a folosit toată conopida la gătit, este indicat să se păstreze la rece împachetată în folie însă nu pentru mult timp, persoanelor care au probleme cu glanda tiroidă, hipertiroida, le este recomandat consumul moderat de conopidă, deoarece predispune la apariția gușei endemice. Conopida este benefică și în cazul bruxismului și a altor ticuri nervoase. Uz extern. Conopida este benefică și în combaterea mătreții. De asemenea, datorită lipsei de colesterol. A unui indice caloric și glicemic mic și a calității sale. Această legumă poate fi inclusă în dieta persoanelor care vor să slăbească sănătos. Conopida este recomandată fumătorilor. Persoanele care fumează ar trebui să consume de câte ori a ocazia conopidă, dar și brocoli, fiind două legume ce conțin substanțe anticancerigene.